Sala Teatrului de Proiecte George Ciprian este pregătită pentru primirea buzoienilor la spectacolele de teatru din Luna Iubirii, care vor debuta cu comedia Între Ciocan și Nicovală. O distribuție de excepție, Maia Morgenstern, Mircea Rusu, Gabriela Popescu, este un spectacol al Teatrului Ariel din Râmnicu-Vâlcea. Este o colaborare între cele două teatre, Teatrul George Ciprian și Teatrul din Râmnicu-Vâlcea. Apoi vom trece pe 22 februarie la spectacolul O noapte furtunoasă, după Ion Luca Caragiale, care este de fapt un spectacol clasic, dar și contemporan, care ne face să trecem prin lumea colorată a lui Caragiale. Pentru 24 februarie, de Dragobete, când se sărbătorește iubirea la români, teatrul a pregătit un program special pentru buzoieni. Vom avea Poarta lui Dragobete, unde spectatorii vor avea ocazia să se fotografieze. Fotografiile vor fi făcute de către fotograful teatrului Ion Tăbăcaru și vor fi descărcate pe pagina de Facebook a teatrului, după care fiecare își poate descărca fotografia. De asemenea, pentru această zi, teatrul a inițiat un concurs de declarații de dragoste, declarații care vor fi postate pe pagina la teatru, pe pagina de Facebook a Teatrului George Ciprian la Teatru de Dragobete. Câștigătorul concursului de declarații de dragoste va beneficia de o invitație gratuită la teatru, alături de persoana căreia i-a fost adresată iubirea necondiționată. Cele mai inspirate declarații vor fi tipărite într-o broșură care va fi distribuită gratuit participanților. Pentru că anul trecut am avut plăcuta surpriză să aflăm că în sală au fost și oameni care au sărbătorit, cupluri care au sărbătorit 30 de ani de căsnicie. Ne-am gândit anul acesta ca cei care s-au căsătorit în data de 24 februarie, indiferent de an, vor avea intrarea gratuită la teatru. Numai să vină să solicite locurile de la teatru și teatru cu mare plăcere îi va primi. Cuplurile care vor veni la Teatru de Dragobete vor primi certificate de căsătorie la minut, valabile doar în acea zi și în acel loc. Conducerea teatrului informează pe toți cei care au cumpărat deja bilete pentru piesa Între Ciocan și Nicovală că spectacolul va începe la ora 18.